Obicei aici sunt în jur de 20 de lucrători, pentru că arheologia necesită o forță de muncă importantă ca să ajungă la rezultatele respective, având în vedere că lucrăm mai mult cu șpatul. În partea de vest puteți vedea fragmentele de pietre profilate, în partea centrală a bisericii sistemul de încălzire cu aer cald, în dreapta și stânga zidurile, criptele, mormintele, ceea ce s-a găsit până în momentul de față. La ce adâncime s-au găsit? Pot să vă arăt zidurile față de nivelul de călcare de la care s-a pornit săpătura. Ele au coborât 2,50 m-3 m. Față de perioada în care au fost construite, au coborât probabil undeva 1,70-2 m. Așa ceva. Și din construite, un sistem de construcție impresionant, niște blocuri de piatră uriașe, pot să spun. Dimensiunile uriași putem să definim? Să definim uriași? Da. Păi, nu știu, 80 pe un metru. Am să vă arăt aici și dacă faceți o fotografie, cred că e mai relevantă decât ce zic eu uriaș. Zidul navei centrale pe care stăteau stâlpii bazilicii. Și din punctul nostru de vedere, pentru epoca în care îl datăm, este aproape o construcție ciclopică. Adică primele construcții erau făcute de obicei din piatră de râu, piatră măruntă, cu un mortar de calitate mai proastă. Ori aici vedem ceva cu totul ieșit din comun. Bineînțeles că. Normal.